Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să facem o salată cu tort, cu mozzarella, cu grâu, o salată de vară și să vedem de ce avem nevoie. Și o să avem nevoie de 70 de grame de grâu fiert. O să avem nevoie de mozzarella, 150 de grame de mozzarella, de 2 ouă, 140 de grame de ton, un praf de sare, un castravete și o să folosim cât este nevoie. Eu am să folosesc doar jumătate, 80 de grame, sucul de la lămâie, roșii, 230 de grame, o bucățică de ceapă, 60 de grame de ceapă și salată, 100 de grame de salată verde și ulei de măsline sau de floare soare. Acum, într-un bol, o să punem tonul. O să-l desfacem puțin. Apoi, o să adăugăm ceapa noastră tăiată feliuțe, peșteșori. Am tăiat ceapa. Acum o să adăugăm și castravetele. Eu am să-l curăț de coajă. Vă puteți lăsa și cu coajă dacă vă place. Acum o să punem și castravetele. Să-l tăiem în feliuțe. Feliuțe subțiri. Am tăiat și castravetele. Acum o să punem roșiile. Roșiile și ele le tăiem în două. Am tăiat și roșiile. Acum o să rupem salata. Eu rup cu mâna. Dacă vă place mai mărunțică, o tăiați cu cuțitul. Acum o să punem puțină sare, puțină lămâie, zeamă de lămâie, amestecăm. O să tăiem și ouă. O să tăiem în patru. Adăugăm și mozzarella. Amestecăm. Adăugăm și grăul, uleiul.
amestecăm. Și salata noastră este gata. Salata noastră este gata, salată cu ton, cu mozzarella și cu roșii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în această zi. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Vă pup dulce pe toți, la revedere, o zi frumoasă tuturor!